Сâmbătă, 24 septembrie, cu începere de la ora 10. În acest proiect, Comitetul Național Olimpic și Sportiv își propune promovarea sportului și a educației cu privire la mediul înconjurător între tine, suplinind angajamentul organizațiilor sportive pentru soluționarea problemelor de ecologie. După cum vedeți și pe panou, motoul acestui eveniment este practicăm sportul într-un mediu curat. Ca și în anul trecut, Olimpic Ecofest va avea loc în parcul Valea Morilor, locul în regiunea odihnă al Chișinău-Ieilor. Prin intermediul acestui eveniment, invităm toți doritorii să participe la diverse activități și să manifeste preocupările și atașamentul lor pentru un mediu curat și sănătos, unde se poate de practicat sportul. Cu prilejul acestui eveniment, astăzi, la sfârșitul prezentă, sunt prezenți următorii invitați: domnul Nicolae Juravski, dublu campion olimpic, președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv; doamna Larisa Popova, campioană olimpică, președintele Asociației Sportul și Femeia; și domnul Iacob Bucnă, președintele Federației de Caiac Canoe din Republica Moldova. Pentru început, oferim cuvântul domnului președinte al Comitetului Național Olimpic, domnul Nicolae Juravski. Thank you.
seama că